Steagul Roșu din Brașov a fost întreprinderea fără de care industrializarea socialistă n-ar fi existat. La origine, marea întreprindere Steagul Roșu, cum mi se spunea în anii regimului comunist, este o mică fabricuță, așa cum au fost numeroase cele apărute după Marea Unire, când se dorea și industrializarea României. A apărut în 1921, purta un nume insipid, să zicem, Romloc, și se ocupa cu reparațiile de vagoane. În 1938, războiul bătându-ne la ușă, s-a trecut și la producția de armament. În 1948 a fost naționalizată ca toate fabricile, tot ce era proprietate privată, considerată forță de producție, și atunci a primit numele de Steagul Roșu. Aflată sub tutela Uniunii Sovietice, România trebuia să-i urmeze modelul de dezvoltare. Legătura dintre ramurile economiei era asigurată de transporturi, respectiv de trenuri și camioane. Dar pentru a produce propriile autocamioane, trebuia să cerem voie fratelui mai mare sovietic. Ei obiectau că vom produce un număr foarte redus de camioane, ceea ce va face să avem un preț de producție a lui foarte ridicat, prin urmare va fi cu totul și cu totul nerentabil. Noul lider, mă refer la Hrușciov, a încercat, în primul rând, prin CAER, să impună o diviziune internațională a muncii în lagărul comunist. Românii și cu bulgarii, în cadrul acestei diviziuni internaționale, să devină agricultori. Abia după multe insistențe, Gheorghe Gheorghiu Dej și Chivu Stoica au obținut acordul lui Nikita Sergeevici Hrușciov pentru începerea producției de autocamioane la Brașov. S-a cerut de la sovietici licența autocamionului ZIL 150, fost ZIS 150, care urma să apară sub o denumire nouă, SR-101. De ce la Brașov? Pentru că Brașov avea o tradiție muncitorească și fermentul acestei tradiții muncitorești au fost în mare măsură urmașii breslelor săsești. În toamna lui 1953 s-au pregătit liniile de producție. În 1954 au ieșit circa 700 de autocamioane. Muncitorii români ironizau acest model. Ziceau camionul lui Ivan, zis din Daltă și Ciocan. SR-101 avea un motor de 5550 de centimetri cubi, 90 de cai putere, atingea 75 de kilometri pe oră și consuma 35 de litri de benzină la 100 de kilometri. Cu o masă proprie de 3,9 tone, putea transporta doar 3 tone. Produs până în 1963, modelul a intrat și în dotarea armatei.
SR-101 era cam leneș și costa mult. Așa că din 1960 îi lua locul noul model SR-131 Carpați. Motorul era inspirat după unul Ford V8, iar caroseria proiectată de francezii de la Chausson. A existat și o variantă militară 4x4 cu sarcina de 2 tone și jumătate. Carpați 131, care era cu tracțiune pe spate, era de 3 tone. Motorul a fost inspirat după motoarele americane, cred că Ford, după aspect și după aranjarea cilindrilor. Un motor modern cu supape în chiulasă, V8 de 5.025 cm3, 140 de cai putere la 3.600 de turații, cu raportul de compresie foarte mic, de unde și randamentul motorului era scăzut. Motorul era făcut pentru benzină de 75 cifra octanică. Caii puterea atâția erau încât mașina alerga așa, extraordinar, dar și consuma benzină. Și consuma, eu știu, 25-30 de litri de benzină. E foarte mult. Șasiul și partea mecanică seamănă cu mașinile rusești, gaz 63, masa proprie are 3300 de kilograme. A fost la vremea lui un camion modern, viteza maximă era peste 100 de km de oră, avea viteză, avea demaraj. Carpați avea totuși o sarcină de numai 3 tone. Avântul economic cerea și un model mai mare. Astfel, în 1964 apărea modelul SR-113 Bucegi, cu sarcina utilă de 5 tone. Modelul pentru armată, cu tracțiunea integrală, ducea până la 4 tone. Ne gândim chiar la o modernizare a transporturilor interne și socotim că acesta este un început, un început bun, dar un început care trebuie desăvârșit. Forma caroseriei de la Carpați și Bucegi au fost desenată și proiectată de inginer francez de la Chausson Blanc. Motorul pe benzină de 5.000 de centimetri cub dezvoltă o putere de 140 de cai. Sarcina utilă 5.000 de kilograme. Consumul ăsta e mare, foarte mare, în jur de 40%. Modele Carpați și Bucegi au pus bazele industrializării României. Pe ele s-a ridicat țara, s-a clădit România. Cel mai bun exemplu este drumul Transfăgrășan, care a fost făcut doar strict numai cu camioane Bucegi. Din 1968 s-a fabricat și un model Bucegi diesel cu motor Saviem. În total s-au produs aproximativ 150.000 de modele Carpați și peste 200.000 Bucegi. A doua parte a anilor 60 a însemnat pentru România apropierea de tehnologia occidentală. E
Istoria a curs imprevizibil, se și spunea nou curs al politicii externe românești, în care noi ne-am orientat în primul rând economic către Occident, către celălalt lagăr, către lagărul imperialist. Am făcut acest lucru în toate ramurile industriei, s-au cumpărat chiar fabrici întregi, mai ales pentru industria chimică. Pentru fabrica de autocamioane de la Brașov, conducerea s-a adresat firmei vest-germane MAN și s-a cumpărat licența. Aceasta a presupus o retehnologizare integrală. Licența MAN a însemnat pentru industria auto românească și pentru economia națională românească un salt uriaș din punct de vedere calitate produs, din punct de vedere al tuturor componentelor. Din această cauză, licența a costat nu prea mult, probabil, zic eu, vreo 27 de milioane de dolari. La vremea intrării în producție, modelul Roman Diesel avea caracteristici de nivel mondial. Un motor de 6 cilindri în linie în două variante, de 5500 și de 10000 de centimetri cubi, cu 135 respectiv 215 cai putere. Sarcina utilă varia între 8 și 20 de tone. De la betoniere la utilaj petrolier, autocamioanele Roman deserveau toate ramurile economiei. Utilizarea motorului diesel a adus o economie foarte mare de combustibil la vremea respectivă. Deci, de pe la 40 de litri de benzină, s-a ajuns la 20, 22, 23 de litri motorină, care tot la vremea respectivă erau prețuri diferențiate destul de mult. În anul 1975, constructorii brașoveni lansau modelul propriu Seredac, inspirați de succesul obținut cu Roman, ale cărui peste 4.000 de componente fuseseră asimilate în producție. Anii 70 au reprezentat perioada de glorie a uzinei Steagul Roșu, redenumită acum Autocamioane Brașov. Cea mai mare producție a acestei uzine a fost în 1978, 33.000 de autocamioane și un număr de personal de 26.000 de oameni. Totul depindea de comenzi. Comenzi erau multe basculante la exploatările miniere. De exemplu, automecanica media își lua de la noi în jur de 7-800 de camioane într-o lună de zile. Mârșa lua 6-700. Mai venea armata, mai erau CKD-urile pentru China. Se lucra foarte mult pentru export și livram autocamioane nu doar în țări din lagărul comunist, prin intermediul relațiilor din CAER, dar livram și Iugoslaviei, livram și în China, livram în alte țări din Asia. Pașaportul că suntem din România era deja o carte de vizită excepțională, excelentă pentru noi. V-aș putea spune că autovehiculele produse de noi reprezintă cu cinste firma și țara noastră în foarte multe țări ale lumii. Noi în China, la Tsingtao și la Jinan, am avut două linii de fabricație. Am întrerupt la activitatea cu China datorită gândirii noastre revoluționare după 89. Noi, bineînțeles, plin de mărețe idealuri, am zis nu. S-au dus nemții și anul trecut au montat peste 230.000 de camioane pe banda de montaj făcută de noi. În anii regimului comunist, sigur, clasa muncitoare era valorizată în exces. Se considera că ea este singura care făurește bunurile materiale care îi fac pe oameni să trăiască.
Prin urmare, muncitorii aveau o condiție uneori de invidiat de către toate celelalte categorii sociale. La începutul anilor 80, salariul lunar mediu în România era de 2500 de lei. Însă, Autocamioane Brașov era întreprindere de interes național. Salariul mediu era în jur de 3500 de lei pe toată întreprinderea. Un șef de secție avea în jur de 4500-5000, dar un muncitor putea să-l depășească pe șeful de secție. Aia, mecanicii de livrare care erau în acord ajungeau la 7000-8000 de lei. Bine câștigau și cei de la turnătorii, de la forjă, sigur, în funcție de cât lucrau. 7000-8000 de lei pe lună însemna chiar mai mult decât salariul primului secretar. Se apropiau de salariul ministrului din industria respectivă. Ceea ce era un titlu de mândrie. Vedeta specialiștilor brașoveni în anii 80 a fost seria de autocamioane militare pentru tracțiune și transport DAC 665, modele de concepție proprie, aflate și astăzi în dotarea armatei române. Armata românească are nevoie de camioane de putere, camioane să se descurce pe orice teren și în special teren desfundat. Și atunci s-a gândit să creăm, de fapt, un camion special pentru condiții de armată. Realizat în variante 4x4, 6x6 sau 8x8, un motor de 215 cai putere, DAC 665 transporta până la 10 tone, atingând viteza de 85 de km pe oră. Suspensia folosea arcuri lamelare și amortizoare hidraulice telescopice. Să ne cuplăm centurile de siguranță. E prima rugăminte. Și să urcăm la 7 scări pe un drum de munte, pe o potecă de munte, cu un vehicul din a patra generație. Da, vehiculul este din a patra generație și este foarte tare, să spunem așa. Este foarte echilibrat. Este un vehicul care nu cred că există loc în care se poată rămâne împotmolit. Acesta este momentul mai dificil. Da, este unul din momentele dificile în care la mașină încep să lucreze toate roțile. Deci toate roțile sunt motrice și ne scoate din această mlaștină, din pietre și traversează acești mari bolovani. Țineți-vă, vă rog! A scăpat și acest obstacol. În continuare vom urca până sus spre cabana Piatra Mare. În anii 80, una dintre țările la care se exportau camioane, în special camioane militare, a fost Ungaria cu camionul 6x6, 665T, care a fost un camion reușit. În Irak s-au dat vreo 500 de camioane, dacă nu mă înșel, 6x6, în Cuba, în Ghana la un moment dat. Unitatea noastră economică se prezintă ca un sistem social bine definit, stăpânește o producție industrială de 13 miliarde de lei, producând autovehicule cu un ritm de fabricație la 9 minute pe autovehicul. Vizitele de lucru pe șantierul canalului Dunăre-Marea Neagră, Nicolae Ceaușescu lansa o adevărată provocare constructorilor brașoveni. Monstrul de 120 de tone. Ideea cu basculanta de 120 de tone a venit din zona Ministerului către uzină, ca sarcină de serviciu. Diferența tehnică și de concepție dintre ce făceam noi, camioanele obișnuite, și această mașină era uriașă. Toată lumea practică următoarea soluție. Nu știu ceva,
mă uit la concurență și mă inspir maxim posibil. La canal, tocmai lucra autobasculanta americană Electra Hall, liderul mondial în domeniu, o bună sursă de inspirație pentru inginerii brașoveni. Cea mai complicată soluție este suspensia. La camion, suspensia are arcuri cu foi. Camioanele mai ușoare au arcuri cilindrice, ca la turisme. Ei, dar ăsta, care avea 200 de tone greutate totală, deci vă dați seama, pe o roată, 50 de tone. La suspensie s-au realizat doi cilindri telescopici în interior și în interior s-au pus niște plăci speciale din cauciuc. Și prin elasticitatea cauciucului se crea acea cursă de ridicare și coborâre a mașinii. Dacă 120DE avea 10 metri lungime și 5,4 înălțime, roțile 3,2 metri diametru, iar bena 35 de metri cubi. Dezvolta 1100 de cai putere și atingea 55 de km pe oră cu bena plină. Avea servodirecție și servofrână hidraulică. Din păcate, azi nu mai există niciunul din cele 11 exemplare din țară. Faptul că România a avut o cădere din 90 încoace, industria românească, o cădere mai accentuată decât în toate fostele țări comuniste, s-a întâmplat și din cauza că oamenii au fost extraordinar de naivi. Nu își puteau imagina că după ce au fost mințiți și înșelați de Ceaușescu, ar mai putea veni alți ceaușești care să-i mintă și să-i înșele. În locul lui Ceaușescu, sigur, la dimensiuni județene, la dimensiuni locale de antrepriză, în România au apărut mii de ceaușești. Așa se face că, până la urmă, din fabrica care a trăit vremurile de glorie amintite, s-a ajuns ca muncitorii să fie disponibilizați și s-a ajuns ca în zilele noastre să mai existe un fel de umbră a ei. După 1990, statul român, prin exponenții săi, nu doar că nu a sprijinit continuarea producției de autocamioane la noul Roman S.A., ci uneori i-a pus bețe în roate, piedici și frâne. Roman este în reorganizare judiciară, deocamdată suntem cu datoriile plătite, e o problemă cu acționariatul, dar se va rezolva, o sperăm că o zi va merge înainte. Am vândut acum la armată, am avut niște contracte, avem niște mașini la probe în Pakistan, am dat anul ăsta în Taiwan, tot așa, două mașini cap de lot și să sperăm că la anul viitor o să fie mai multe. Armata începe să scoată la licitație produse, dar sunt mici probleme.